scriem în refren. Bărbații dorm unde vor, bărbații dorm pe cuvor, bărbații dorm unde cade. Bărbații dorm pe cuptor, bărbații dorm la izvor, de restul zeu că nu le arde. Bărbații dorm unde vor, bărbații dorm pe cuvor, bărbații dorm unde le cade. Bărbații dorm pe cuptor, bărbații dorm la izvor, de restul zeu că nu le arde. Interpretul Adi și Anatol Cotorobai vin în atenția publicului cu o frumoasă colaborare dedicată bărbaților. Piesa se numește Bărbații dorm unde vor. Muzica aparține interpretului Adi, iar textul lui Anatol Cotorobai și are drept scop de a ne ridica bună dispoziție și de a ne desena zâmbete pe fețele noastre. Eu pregătesc o mămăligă de post cu niște... într-adevăr, cu niște legume de post, unde să invităm toți telespectatorii postului de televiziune Buzău TV, dar mai cu seamă noi acum pregătim o cină muzicală pentru... pentru bărbații. Pentru că de obicei nu știu cum se primește, dar... femeile, după părerea noastră, au multe melodii cărora li s-au dedicat de-a lungul anilor, însă bărbații, cu mare stupoare, da, cu mare stupoare. Să uitați, uitați bărbații, mereu uitați, lăsați deoparte, știi, parcă bărbații n-au treabă cu lumea asta, știi, a femeilor. Bărbații foarte mult au treabă. Păi cu... cei mai importanți, probabil, numai că nu ne dau o importanță de 3%. Și dacă ați observat, textul nostru este unul umoristic, melodia este una destul de hazlie. Combinația dintre noi doi a făcut-o, de fapt, însă și Regina Muzica. Noi, de fapt, ne-am întâlnit datorită cântecului și mulțumim mult acestui lucru. Și... dacă există muzică în lumea asta, ea ne-a unit. Muzele s-au făcut... s-au contopit spre nefericirea noastră. S-au făcut cunoștință și presupun că vor ține împreună toată viața. Vor fi ca Fina și Cunașa, niște muze extraordinare care, uite, fac muzica și ce niște texte și combinații. Asta e foarte strașnic, tu crezi că el fiind un tip foarte punctual, de 4 ori s-a pornit la studio și a ajuns în sfârșit în a 5-a zi. Exact în ziua de luni. Ultimele 2 ori am scris textul, ultimele 2-3 ori am înregistrat melodia. Încă bine că este post și nu e... nu e așa de încărcat ca de obicei. Și nu servim ceai cu zahăr. Da, noi fără zahăr bem pentru că să înregistrăm frumos, vocea să sune. De fapt, cântecul inițial se numea Bărbații plâng când li-e dor, la care Anatol a venit cu ideea că dacă facem după tema asta nu o să fie o melodie hazlie, din păcate o să fie una tragico-comică. Și noi atunci el de fapt a luat textul pe care noi l-am gândit inițial, l-a luat acasă și l-a copt într-o altă formă și... Da, am dat un pic o altă viziune, un alt concept, pentru că de fapt bărbații într-adevăr dorm unde vor, cât vor. Băi, iată că... se trezesc unde vor și... faza cât vor, mai hai să punem nu, 3 puncte. Nu vorbim de, doar de noi, vorbim de toți bărbații în general. Da, chiar toți bărbații. Am încercat să combinăm toate ideile, ce se întâmplă cu viața bărbaților, cu somnul lor, cu viața lor și... și în general. Și în general, da, cât de importantă e partea asta a lor. Și, într-adevăr, textul aici s-a modificat totalmente, a ieșit o altă idee cu alt, și... conglomerat de cuvinte și alt conglomerat de idei. În final ceva comic. Și aici noi și ne-am pus în plan, pentru că partea cealaltă, Adi o să reușească pe textul celălalt să scrie o piesă lirică. Altă, da. Băi, noi n-am făcut un cântec să ne reprezinte pe noi, am făcut un cântec comic și noi ne dorim ca în această melodie să se regăsească în toți sine... toți cei care se vor regăsi, pentru că... și cât mai puțin bărbați, eu chiar îmi doresc să se regăsească în această melodie. Și dar își vor aminti momente frumoase când au dormit la izvor sau lângă foc, pentru că asta e realitatea și... bă, deci noi am jucat un pic chestia asta, nu? Unele momente amuzante din viața unor oameni și plus partea cealaltă care este ceea ce ne învață pe noi părinții să fim bărbați adevărați. Da, adevărat. Și partea cealaltă care spun că bărbații adevărați sunt cei care de fapt nu ar trebui să considere că așa este bărbat adevărat. Și după cum Anatol știi că mi-e place foarte mult faza asta să explic tot de la A până la Z, dar eu îmi doresc foarte mult ca cât mai puțin bărbați să se regăsească în această melodie și ascultându-o doar dar să se amuze. Să asculte des și să râdă, da. Să se amuze și... să înțeleagă, viața până la urmă e frumoasă, cu bunele și cu relele sale, iar viața, după mine, viața fără de femeie ar fi o viață inutilă, așa precum viața pentru femei, fără de bărbați, ar fi una destul de neinteresantă. Am fost tentat să aflăm cui aparține ideea de colaborare și dacă protagoniștii se regăsesc în această piesă. Iar răspunsul îl puteți urmări în cele ce urmează. Ideea de colaborare, eu aștept cu mare nerăbdare să povestesc acest moment, pentru că este ideea lui colegul nostru Adi Carp, pentru că el a avut o idee interesantă și un concept care a început încă de anul trecut, de vara trecută, nu? Doi ani deja au trecut. Inițial, asta, primul proiect pe care vă-l cunoașteți foarte bine, care se numește, pot să spun, da? La Mare, cu Anatol Melnic, următorul proiect
vine Bărbații Dorm sau Nu Dorm sau Dorm Unde Vor cu Anatol Cotrobai. Și a treia idee va fi ideea care... Nu, a treia idee o să vă deschid Adi mai târziu, pentru că conceptul ăsta e un... Tu știi, cred că el o să-și facă un album cu piese amuzante, vesele, pentru toată lumea aceea care vrea să simtă viața din plin și să înțeleagă că trebuie să zâmbim. Cât mai mult să zâmbim, pentru că viața asta ne ține viața lungă și frumoasă. Lansarea! Eu nu știu, spune tot. Pe 1 aprilie, da. O facem la... O lansăm la câteva posturi de televiziune, inclusiv și pe Busuioc TV. Videoclipul sperăm să-l dăm gata în 2, maximal 3 săptămâni. Totul depinde de noi. Da, noi foarte mult vrem să fie în paralel, deci să fie și melodie și videoclipul. Sperăm că reușim să facem toată chestia asta concomitent, dar aceasta va fi, cred că, și o surpriză. Voi, cu siguranță, Busuioc TV veți afla primii. Da, vreau să vă mai spunem un secret. Atunci când o să apară melodie, atunci Anatol nu o să-și dea barba jos, așa că nu-l mai întrebați de barba. Nu, el barba până și nu. Mai este un timp. Poate vara, poate când plecăm la mare cu Anatol. Iar la final, protagoniștii vin cu un imbold pentru toți bărbații. Noi chiar ne dorim ca această melodie să aducă doar zâmbete pe buze. Lăsăm teoriile filozofice deoparte și încercăm să vă spunem, dragi bărbați, iubiți-vă femeile, iubiți-vă mamele, iubiți-vă soțiile, iubiți-vă surorile, iubiți-vă toate aceste ființe sfinte și frumoase din viața voastră, femeile, pentru că fără de ele, să știți că într-adevăr veți dormi pe unde o să prindeți timpul și cât o să prindeți timpul. Îl dau lui Anatol. Vreau să spun doar că să fiți bărbați adevărați și să aveți grijă la bărbăție. Bărbăție să fie în tot sensul cuvântului, nu doar parțială frază. Ok, asta am vrut să vă spunem. Ascultați melodia noastră. Da, să nu uităm de chestii. Vrem să mulțumim mult băiatului, colegului nostru care a avut grijă de acest aranjament muzical, Adrian Sânduță, și Vitalie Rusu pentru mix și mastering destul de ok. Vitalie, uitați că unii spun, dar alții ca și lați. Bărbații Dorm Unde Vor, ascultați melodia, prindeți-o și pe internet. Sperăm cât mai repede să apară și pe Busuioc TV. Baftă tuturor bărbaților. Vă iubim, dragi femei. Hai! Și dacă totuși o vorbim de bărbați adevărați, nu uitați că unii spun, dar alții ca și lați. O luat el flori și-a venit în ospeții, a băut lângă ușă și-a pasat pe sunerie. Era și șafru ușel, dar se ținea vrunicel. O mai trăsit un și 10 și 100 ușul el. El a sărit în bar, i-a de mult l-a așteptat, dar uite și bucurie, asta și pe bărbății!